Bună dimineața, bine ai venit! Bine te-am regăsit într-un nou anotimp. Da, bună dimineața! La fel și sincere felicitări, pentru că mâine este o mulțumesc din suflet! Cu plăcere! Mulțumesc. Vreau să întreb inițial, cum e acest început de primăvară pentru tine? Nu putem să zicem că am trecut de la temperaturi foarte reci la ceva mai cald, dar oricum e un alt sentiment probabil. Da, am simțit primăvara chiar și iarna. Așa este, primăvara a început frumos, bine, cu dispoziție nouă, dispoziție de a crea, cu vise noi, cu multă muncă, care sper să fie și rezultate, da? Foarte multă lume spune că în acest anotimp lucrează mult mai mult, sunt mult mai inspirați. Pentru tine e la fel? Așa este, primăvara vine și cu o doză de inspirație pentru mine. Chiar în această lună, chiar și în prima săptămână acestei luni, am început cu multă muncă, cu multă creație, multe melodii, colaborări, lansări, proiecte și multe totul altele. S-a planificat pe mult timp înainte, din câte am înțeles. Așa este, așa este. Pentru că noi astăzi vom vorbi despre o piesă care este în premieră, dar sunt sigur că oricum ți-ai planificat și alte lucruri care dorești să le faci în 2020 sau ulterior. Da, 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 da. Planific și alte piese, cum am spus, alte proiecte, lansări, care tot sper că primăvara aceasta și posibil și în vară. Până ajunge la piesa care o vom avea astăzi în premieră, vreau să te întreb dacă crezi tu că s-a pierdut această dorință artiștilor, vorbesc general, toți artiștii, de a se lansa albume. De ce zic că acum 5 sau 10 ani toată lumea lansa mai multe piese sau erau planificate pentru un album final care venea, nu știu, în toamnă, în primăvară, iarnă, nu contează. Da, da, pe un CD, da. Pe un CD. Acum toată lumea vine cu piese. Se mai întâmplă când cineva zice că ok, voi le voi aduna pe toate și lansez un album. Însă nu mai e planificat la fel cum era atunci. Atunci era o piesă și după aia hai să mai fac încă 5-6 ca să fie albumul. Da, fiindcă totul progresează, tehnologiile se schimbă. Chiar vorbisem și eu cu producători, cu cei care colaborez și îmi spune Adriana, știi că chiar nu se merită să faci un CD, fiindcă nu știu. Nu se mai cumpără fizic. Nu se mai cumpără și cred că acum toți cu stick-uri, cu alte... Acum pe internet. Pe internet, da, desigur. Nu se cumpără cum înainte, cum mi-aduceam eu aminte. Eram mică și cumpăram CD-uri de karaoke și le puneam acasă și cântam. Deci cu asta chiar și am început de la karaoke. Și visai să fii pe marile scene. Așa este, așa. Închideam ochii și imaginam publicul și... Aici, apropo, am să deschid o paranteză pentru că suntem în zi de weekend și cu bună dispoziție. Vreau să ne întreb, pentru că sunt sigur că în fața oglinzii ai cântat, nu știu, și cu pieptenele. Dar care e cel mai straniu lucru care l-ai luat pe post de microfon? Pentru că există ceva care poate te amuză sau poate îți amintești tu și pare mai straniu. Pieptenele, sigur, le-ai folosit. De pieptene și mi-aduc aminte. Dar ceva mai straniu, nu știu, poate ai luat un porumb sau altceva. Nu, nu. Nu ți amintești nimic altceva? Nu. La sigur că pieptenele era. El era microfonul de serviciu, cel care... Așa este, îmi plăcea să fac și interviuri, chiar când învățam la colegiu din Bălți, colegiu de muzică, acolo locuiam în cămin și cu fetele făceam interviuri, eu cu pieptenele mergeam din cameră în cameră și le luam interviuri. Da, bună ziua, noi suntem aici. Da, și cred că... Era o dorință de a lucra în jurnalism? Sau mai mult o activitate, un hobby? Un hobby, da, așa, o mică plăcere, nu știu. Dar apropo, ce zicea mama, pentru că dacă tot e ziua mamelor și ziua femeii mâine, ce zicea mama atunci când tu cântai cu pieptenele în mână? Care era relația voastră în cadrul muzicii sau vorbind despre muzică? De fapt, mama și-a dorit o fată cântăreață, și-a dorit fata să cânte și desigur că era o mare bucurie când eu luam pieptenele, dar știu că de grabă mi-a cumpărat și microfon. Gata, rupeai pieptenele, timp, probabil atâta muncă în fața oglinzii. Da, multă muncă, da, și mi-a cumpărat microfon și mă vedea zilnic cântând. Și o bucura. Da, desigur că o bucura. Tot despre mamă este și noua ta piesă. Tot despre mamă și o nouă piesă în repertoriul meu, care am ținut să fie despre mamă, dar nu m-am așteptat că chiar acum am să lansez în primăvara aceasta, nu știu, mă gândeam poate în anul viitor sau asta în alt vreau să timp. Te întreb, pentru că noi suntem pe 7 martie, mâine e Ziua Internațională a Femeii și a Mamei, dorul de mamă, este numele piesei tale, în ajunul zilei mamei, trebuie să te întreb, a fost planificat, ai gândit pe 7 sau la 7, sau bine, în zilele astea? Chiar anume această piesă nu m-am gândit, chiar și când am lansat-o, n-am știut când o să fie și cum totul a decurs foarte repede și piesa, adică nu a fost una la comandă,
ca eu să comand cuiva, unui compozitor, scrieți-mi, vă rog, o piesă despre mamă, a venit însuși compozitorul la mine și a zis, uite, recent. Da, și zice, uite, am o piesă, cred eu, frumoasă și aș vrea ca tu să o cânți. Desigur că m-a bucurat foarte mult când am auzit interpretarea sa la pian cu vocea, mi-a plăcut foarte mult și am zis da, desigur, am să o lansez cu mare drag. Vreau să menționez aici compozitorul Oleg Nezalzov, un nume nou, tânăr, dar foarte talentat, care am făcut, eu zic, o echipă foarte minunată și repede. Versurile de Grigore Vieru. De Grigore Vieru. Da. Așa, pe versurile lui Grigore Vieru. Așa foarte că este foarte cunoscută, da? Melodia nu, versurile da. Bine, asta contează, apropo, asta e un lucru foarte important. Mama a auzit piesa? Da, a auzit-o chiar ieri când am scos-o din studio. A plâns, m-a telefonat și a zis că mari emoții am și sper că să fie de bun augur și să ai succes cu această piesă pentru toate mamele din lume. Da, până la urmă este despre toate mamele, scumpele și dragele noastre mame, care sunt îngerii noștri păzitori. Bun, da, tu spuneai că a apărut cumva foarte instantaneu, oricum ați muncit o perioadă la ea, a fost ceea ce ai făcut în ultimul timp, a fost la un moment dat cumva poate și o ambiție de a fi lansată în această perioadă, după o perioadă, inițial nu am înțeles. Da, de fapt eu lucram la altă piesă, nici gând să lucrez. Deci te-am prins, mai apare ceva în viitor. Apare. Altă piesă. Okay. Lucram la altă piesă și uite că a venit repede piesa aceasta și am zis că da, dacă se apropie și sărbătoarea mamelor, sărbătoarea de 8 martie, de ce să nu fie ea prima lansată și după lansez și următoarele. Dar tu mâine mergi la mama? O să fiți împreună? Sau... Mama a venit la mine. Așa, mama a venit mama la mine împreună. Asta doream să întreb. O să fiți împreună însă nu familie. Da. Mi-e dor și de bunica, dar cu părere de rău nu pot pleca. Sunt cam ocupată. Bine, dar bunica probabil ne urmărește. Dacă bunica ne urmărește, o salut și o iubesc. Și dacă ai și pentru toate femeile un mesaj, pentru că... Da, dragile și scumpele femei, doamne, domnișoare și în primul rând mame, vreau să vă doresc să fiți frumoase, gingașe, la fel ca florile, ca florile primăverii, să aveți o primăvară veșnică în suflet, să fiți stimate, iubite, adorate, apreciate. Așa să fie. Noi îți mulțumim mult că ai venit în această dimineață. Și eu vă mulțumesc pentru primire. Încă o dată, sincer, mulțumesc și felicitări și cu venirea primăverii și cu tot ceea ce înseamnă această lună. Mulțumesc, la fel și ție. Te invit în scenă pentru că avem o premieră în continuare. Mama, să rămână. Nu știu, reușesc mâine să trec pe, dar până mâine am să fie și n-ajung ceva, așa că fii atentă, pentru că pentru toate doamnele, pentru toate mamele din lume. Această premieră de la Adriana Spunei, Dor mi dor de mama. Vântul paf pom cuprinde și frunza o destrăbește.
Măicuță, tu vecie, nemuritoare carte de dor și omenie și cântec fără moarte, de dor și omenie și cântec.